Bună seara, doamnelor și domnilor. Începe Actualul Regional. Avem la dispoziție 30 de minute vorbind despre frumos, artă, pictură, expoziții. Asta pentru că artiștii clujeni ne fac vara mai frumoasă. Două artiste plastice ne-au trecut și nouă pragul Actualul Regional. Le mulțumesc foarte mult pentru amabilitate și le prezint. Alida Noghi, artist plastic, și Marta Deleanu sunt invitatele mele. Două doamne care pictează și vom avea, după cum și vedeți, tablouri pictate de cele două artiste plastice, foarte frumoase. Vom discuta despre expozițiile pe care le au, pentru că, surpriză, da, de luni doamna Alida Noghi va prezenta aici, în sala la TVR Cluj, va avea o expoziție minunată și vă invităm încă de pe acum. Vom afla toate aceste amănunte, evident, în această emisiune, dacă sunteți alături de noi, plus sfaturi pentru cei care vor să se apuce de această artă frumoasă. Dar la telefon se alătură nouă doamna Dorina Pop, prietena noastră, președinta AAP Cluj. O salutăm și pe doamna Pop, pentru că vom discuta și despre taberele de creație care se realizează de către Asociația Artiștilor Plastici din Cluj. Bună seara, doamna Pop, mulțumesc pentru prezență. Bună seara dumneavoastră, bună seara invitaților, dumneavoastră și tuturor care vă privesc. Să purcedem la această emisiune, pentru că avem două artiste, datorită dumneavoastră, prezente aici și pe care le susțineți. Veți avea și un cuvânt despre cele două imediat, dar să intrăm pe fondul discuției și să facem câteva prezentări, să aflăm despre doamna Alida Noghi, artist plastic, care vine dintr-o meserie sau are o meserie de tehnică, să spunem așa, dar și-a găsit pasiunea în arta aceasta frumoasă. De altfel, cele două tablouri sunt ale doamnei Noghi, le vedem aici și v-aș ruga să ne spuneți puțin despre dumneavoastră, de când ați început să pictați? Dintotdeauna pictez, dintotdeauna am cochetat cu asta, dar mai mult și mai mult. De când s-a închis combinatul la Câmpia Turzii, unde am funcționat mulți ani. Nu putem spune că bine că s-a închis, dar pentru această pasiune e bine. Deci a fost o tragedie, dar în tot rău este un bine. Am libertate acum și resursele necesare pentru mai mult decât meseria mea, pentru pasiunea vieții mele, pentru pictură. Vedem ce pictură frumoasă, colegii ne ajută. Ce reprezintă aceste tablouri? Evident, vedem un peisaj. Ele sunt tablouri pictate pe pânză. V-aș lăsa pe dumneavoastră să le descrieți. Da, obișnuiesc să pictez în ulei, pe pânză. Pictez și acuarelă, pictez și în acrilic, dar în mod deosebit îmi place uleiul și pânza, pentru care am un respect deosebit. De fiecare dată când mă așez în fața unei pânze albe, zic că dacă tot nu mai rămâne albă, că e minunată când e albă, să încerc să o fac mai minunată. Și, de fapt, culoarea este un pretext de trecere de la lumină la umbră și zic că reușesc atunci când semnez lucrarea, zic că este. Veți avea o expoziție, doamna Noghi, de luni, aici, la Casa Radio, TVR Cluj, Radio Cluj. Da. Cât va dura această expoziție? Cum este intitulată? Va dura două săptămâni. Este intitulată Mărturisire, pentru că confesiunea a fost, spovedania a fost, căutarea iluziei nerisipirii a fost, au fost ca și expoziții personale. Și acum este mărturisire, este ceva mai concret, o recunoaștere aproape semnată ca un act. Mărturisirea importanței picturii în viața mea. În viața dumneavoastră și a celor care vă iubesc operele, pentru că spuneați de respect, respectul nu este doar al artistului care reușește și creează și scoate din străfundul pasiunii, minții, iubirii sale față de artă, multă culoare și multă poezie în arta aceasta, dar mai cu seamă și respect din partea noastră pentru cei care iubim arta și știm cât de greu e să creăm. Și o să ajungem la acest moment
cât durează să creați un peisaj ca acesta. Dar imediat o să ne răspundeți, pentru că vreau să o introduc și să-i mulțumesc și doamnei Marta Deleanu, artist plastic clujean, pentru prezența în emisiune. O doamnă artistă care, evident, aveți o legătură foarte veche cu această artă, cu pictatul, da? Pentru că faceți, ați terminat un liceu de profil și din copilărie, practic, dumneavoastră, vă regăsiți în aceste frumoase tablouri. Două dintre ele sunt alături de noi. Să ne spuneți despre dumneavoastră două cuvinte și să prezentăm și aceste tablouri. Pasiunea pentru artă, sigur. Aș putea spune că vine din familie. Mama era foarte talentată. Desena foarte frumos, făcea creații vestimentare extraordinare și am impresia că de acolo mi se trage. Cu toate că la început aș fi fost înclinată să aleg pianul, de exemplu, am învățat 8 ani pianul și a fost un fel de examen pentru admitere la școala de muzică și, mă rog, am avut o altercație cu mama și nu m-am mai prezentat. Și de atunci probabil a fost momentul în deci care două momente interesante în viața amândurora. La doamna Noghie s-a închis un combinat, la dumneavoastră mama nu v-a lăsat să vă găsiți drumul. Nu m-a lăsat, săraca, dar ne-am certat și uite, așa copil ajuns fiind foarte încăpățânată, nu m-am prezentat la această artă frumoasă numită pictura. Ce avem aici? Ce ne-ați adus? Și ce am adus eu sunt o persoană solară și îmi plac foarte mult culorile. Acestea au pornit de la niște peisaje propriu-zis, dar puțin abstractizate și transparente. Îmi place acuarela foarte mult. Acestea sunt în acrilic și tuș colorat. Și am, sigur, lucrările mele au trecut prin mai multe faze, mai multe tehnici am folosit. Terminând grafica, am început cu desene ale orașelor în perioada interbelică, o perioadă care pe mine m-a atras și mă pasionează în continuare. Desenele făcute în tuș sepia, cu atmosferă de epocă, și pe care le fac în continuare cu mare plăcere și mă relaxează, dar pictura pentru mine înseamnă culoare, culoare multă. Asta înseamnă pentru mine culoare. Iar pentru noi, cei care iubim arta și clujenii sunt iubitori de artă, oamenii în general ar trebui să fie, evident că ne duc cu privirea, odată ce privim un tablou, ne duc și cu privirea și cu gândul și cu mintea acolo unde artistul a vrut de fapt să ne ducă și unde s-a simțit el cel mai bine și ne regăsim și noi în fiecare dintre artiștii plastici care vin cu asemenea opere. Îi mulțumim doamnei Dorina Pop, președinte Asociația Artiștilor Plastici din Cluj, este alături de noi. Bună seara, doamnă! Bună seara, încă o dată. Încă o dată vă spunem mulțumim pentru prezență și vreau să vă invit să ne spuneți câteva cuvinte despre cele două artiste plastice. Cum le cunoașteți? Sunt în Asociația Artiștilor Plastici din Cluj, două doamne cu experiență, care au expoziții personale și colective foarte multe. Deci sunt cele două colege, pot spune, sunt cele mai dragi sufletului meu. Vorbim despre doamna Marta Deleanu, care spunea mai înainte că folosește acele tehnici mixte, tușuri, acrilice, uleiuri, care compun fragilități cu tonuri delicate, dar și zone cromatice foarte frumoase. După cum știm că mintea artistului este imaginară, încărcată cu energie și spontanități neformale, cu neașteptate transparențe care deblochează rutina mentală. Știți cum spunea Paul Gerasim, parcă frumusețea se respiră precum aerul. Privind lucrările Martei Deleanu și Alida Noi, respirăm tehnica frumusețe, care ne dă motive de firească admirare. Așa că totdeauna cele două colege, care le aveți astăzi în emisiune, s-au
nu știu cum să spun, sunt prezente mereu la toate activitățile Asociației Artiștilor. Sunt prezente în taberele de creație, sunt dispuse la să fixeze orice temă pentru ele. O temă nu impune... Nu există barieră. Nu există barieră pentru ele. Sunt două colege foarte talentate. Foarte, foarte talentate și foarte bune. Vedem și noi din aceste opere și din ceea ce ne spun, fără doar și poate, vorbesc cu pasiune. Și până la urmă, văzând aceste tablouri, spunem și noi, da, într-adevăr, nu e doar pasiune, e și multă muncă în spate. V-aș întreba, pentru că pomeneați de taberele de creație, ce tabere ați mai realizat cu artiștii plastici clujeni? Pentru că, spuneam la început, artiștii clujeni ne fac vara mai frumoasă prin expozițiile pe care le organizează și ajungem imediat și la expoziția doamnei Noghi de la Casa Radio. Deci taberele de creație pe care le-ați avut în ultima perioadă, câți membri au fost, ce ați realizat și care a fost bilanțul? Păi, în general, noi suntem invitați, vă dați seama că avem niște lucrări foarte bune. Dacă unele pensiuni ne fac câte 3 sesiuni pe an, primăvară, vară și toamnă. Deci ne ducem la aceeași pensiune de 3 ori pe an. Ne ducem în Maramureș, mergem aici la noi în Cluj, la Călăcele, tot așa. Facem tabere internaționale, avem timp de experiență, buni oameni, deci ne ducem cu 18-20 de persoane, că mai mult nu au capacitate. Și în urma acestor tabere de creație, să spunem, ies niște tablouri pe care, cu care vă mândriți și pe care de foarte multe ori le faceți cadouri apropiaților și celor iubitori. Inclusiv acolo unde mergeți în acele locuri, sunteți artiștii plastici clujeni, sunt foarte darnici. Revenim la doamna Noghi, pentru că are o expoziție pe care dumneavoastră o susțineți, începând de luni pentru 2 săptămâni, cu o temă, sau intitulată, mai bine spus, Mărturisire. Ce ne mărturisește doamna Noghi prin această expoziție, nouă celor care vom vizita această expoziție? Și vă invităm, doamnelor și domnilor, să veniți de luni să vizitați această expoziție. Mărturisește că nu are limite în pictură. Alida Noghi, începând de la natură moartă, care după ce o pictează devine vie, până la orice ființă, orice fizic uman care vrea să fie pictat, Alida Noghi știe să picteze. Vă mulțumim pentru prezență. Dacă mai aveți ceva de adăugat, puteți să rămâneți alături de noi. Doamna Noghi, așadar, mărturisire a unei credințe pentru artă, mărturisire a unei pasiuni pornită din copilărie și ajuns astăzi la o maturitate de plină, mărturisire a vieții din perspectiva dumneavoastră, viața cu tot ce înseamnă ea, cu natură, cu cotidianul acesta, cu bucurie, cu supărare, cu toate formele ei. Cu nevoia de bine și de frumos, cu rezultatul căutării acestora, cu faptul că uneori inventez frumusețea și o creez din bube, mucegaiuri și noroi, cum zicea Arghezi, atunci când o găsesc atâta cât o doresc și cât am nevoie, ca să merg mai departe în viață, zâmbind și cu plăcere. Doamna Deleanu, își creează artistul plastic, pictorul, își creează o lume a sa ideală sau intră în această lume pe care o trăim cu toții, cu bune și rele, și în pictura sa, în opera sa, vedem lucruri frumoase, lucruri care nu ne-ar supăra, cum se întâmplă în viața de zi cu zi. Deci, între ce lumi se găsește pictorul? Într-o lume ideatică, într-o lume frumoasă, fără probleme, sau într-o lume din aceasta tumultoasă, fluidă, schimbătoare? Nu putem face abstracție de lumea în care suntem, dar ne avem și noi turnul nostru de fildeș și ne retragem de cele mai multe ori în creație, suntem cu noi numai,
nimic nu mai contează. Creăm un paravan în jurul nostru, cum s-ar zice, și ne ocupăm de creație. Pictăm cu plăcere. Deci momentul acesta este un moment special, cred că pentru fiecare artist. Este fiecare artist cu personalitatea lui. Când expune, când creează sau în ce moment este acel special pe care îl simte, acel lucru special, emoția aceea? În timpul lucrului și cum spunea și Alida, în fața acelei pânze albe, care într-adevăr este foarte frumoasă, curată, ai un moment de revelație. Și întotdeauna un artist pornește de la ceva, sigur că da, de la imagine, de la un sentiment, de la o imagine văzută, de la ceva citit. Trebuie de la subiectiv, până la urmă, este subiectiv. Da, este subiectiv și încearcă să transpună conform stării de spirit în care se află în momentul creației. De multe ori se vede treaba asta, dacă ești într-un moment de tristețe sau de bucurie, de euforie, astea transpare în lucrări. Poate ar trebui să recomandăm și publicului cum să privească aceste opere. Trebuie să învățăm să privim aceste picturi. Nu e doar simplu să vedem o culoare, o tușă, să vedem, nu știu... Da, să vedem dincolo de petele de culoare. Fiecare om are libertatea, de exemplu, alta abstractă, cum ar veni. Fiecare om are libertatea ca să-și imagineze și să creeze el imaginea care o vede. Deci frumusețea stă în ochii privitorului. E bine și așa, să lăsăm aceasta la latitudinea privitorului. Da. Doamna Marta Deleanu, doamnă și domnule, trebuie să știți că a terminat Institutul de Arte Plastice și Decorative, secția grafică, promoția 1974, când spuneam de anvergura experienței și bogăția cu care cu fiecare an s-a împlinit în această artă plastică. A avut numeroase expoziții personale în Cluj-Napoca, Târgu Mureș, dar și expoziții colective, Târgu Jiu, în Botoșani, chiar la Interferențe, Galeria Ștefan Lucian sau, de ce nu, chiar în București. Așadar, v-am adus artiști cu experiență. Doamna Deleanu, v-aș întreba pe dumneavoastră acum cât de important este să învățăm, rămânem la educația aceasta pentru artă și cultură, să învățăm pe oameni să aprecieze o pictură pe pânză, pe sticlă, pe lemn, în defavoarea unei litografii. Bineînțeles că este convenabil uneori să te atașezi de o imagine dintr-o litografie, imagine de care, dacă te plictisești sau schimbi decorul, poți să o schimbi cu alta de aceeași valoare, dar nu include un suflet, un timp din viața unui om care lasă acele urme de vopsea, o istorie a unui om care există până în momentul în care poate să creeze o imagine care să impresioneze pe cineva atât de mult încât să-și o dorească, să-i placă. Ce să zic? Eu nu-mi pun problema unei litografii la mine acasă. Mai ales că la mine sunt lucruri de mână ale mamei, sunt lucruri de mână ale mele, că într-o vreme coseam goblen, dar sunt obișnuită să văd și litografii și uneori spun decât o pictură proastă, mai bine o litografie bună. Da, mai sunt și picturi proaste? Nu cred că e cazul în Asociația Artiștilor Plastici Clujeni. Dar aflăm dacă există. Doamna Pop mai e lângă noi, alături de noi, mai este... Nu, doamna Pop nu mai este alături de noi, pentru că vreau să o întreb... Ba da. Sunteți. Așa, nu vreau să vă țin fără să
vă punem și pe dumneavoastră la treabă. Da, ultima întrebare și vă lăsăm să vă retrageți, mulțumindu-vă pentru amabilitate. Doamna Pop, fiind președinte a APE Cluj, vă întreb ce fel de artiști aveți aici? Ce notă au artiștii clujeni, pictorii clujeni, artiștii plastici pe care îi aveți în asociație? Nota care să difere față de alți artiști din alte zone ale țării. Care ar fi, să spunem, cu ce vine Clujul în plus față de ce vedem la ceilalți artiști care vin și ei cu expoziții frumoase în diverse zone din această țară? E o notă, e o tușă care e specială din punctul dumneavoastră de vedere și putem să o menționăm aici? Da, bineînțeles. Artiștii clujeni sunt dezinatrabdeleni, sunt mai statici, mai zânditori, dar niciodată nu sunt atât de închipuiți sau visători, orice om visează, dar imaginația are o limită. Ei știu să stăpânească această limită, să pună pe pânză tot ce este frumos, să-și pisteze satul lor. Sunt mulți care pictează acele case vechi care se pierd cu timpul, iar în picturile lor arată extraordinar de frumos. Și sunt foarte harnici. În momentul când e vorba de pictură, mai ales în taberele de creație, vă rog să mă credeți că începem dimineața și unii dintre ei rămân noaptea până la 12, nu vor să doarmă pentru că mai vor să picteze. Se transpun acolo în picturile lor, cu mintea, cu sufletul, cu absolut tot. Și tematica este una diversificată, putem adăuga ca și specificitatea artiștilor plastici clujeni și o anumită tematică, pentru că vorbeați că suntem în această zonă de nord-vest a Transilvaniei, o tematică care să meargă și pe zona aceasta rurală, case, tradiții, obiceiuri specifice, da, locului? Da, da. Deci, orice temă la noi în asociație sunt acei pictori, au rămas acei pictori care știu să picteze orice. Pentru că degeaba, ca la școală, vin mulți, dar nu se simt. Nu fac față cerințelor și atunci rămân în urmă. În asociația artiștilor plastici au rămas aceia care sunt cei mai buni. Doamna Pop, vă mulțumim foarte mult pentru prezență, pentru cuvintele laudative pe bună dreptate la adresa celor două artiste plastice, membre ale asociației APE Cluj. Cred că vă vedem de luni încolo pentru că o susțineți pe doamna noi cu această expoziție la Casa Radio. Vă mulțumim pentru prezență, rămânem cu cele două doamne, tragem concluzia finală. Dincolo de tematică, dincolo de expoziții personale sau colective, ajungem la modul în care creați și tehnica pe care o abordați. Poate sunt tineri, absolvenți de licee, de profil, cu profilul acesta artistic. Ce le recomandați? Ce fel de abordare să aibă? Ce fel de tehnică? Să vedem, vorbim de exemplu de dimensiuni. Dincolo de frumusețea picturilor, prin bogăția tematicii, să vorbim și de dimensiunea tablourilor. Cum lucrați, în ce dimensiuni, cât de importantă este dimensiunea, pentru că și ea poate acapara, capta privirea, dincolo de frumusețea interioară pe care o vedem în tablou, vedem și această frumusețe în mărime mai mare, da, mărime naturală la unele tablouri. Deci dimensiunea contează din acest punct de vedere sau... Cum alegeți? Aș putea spune dacă contează, dacă este esențială dimensiunea. Dar din punct de vedere al sfatului, aș putea spune că trebuie să pornească de la un desen riguros, de la studiul naturii, studiul corpului uman, studiul care cu timpul, după aceea ei pot să ajungă să abstractizeze, dar fără ca să aibă cunoștințele astea de bază, nu vor ajunge să facă performanță niciodată. Și ați văzut și Picasso făcea niște desene fantastice, că plângi când le vezi, ca să ajungă pe urmă să facă
s-a făcut în diversele lui perioade. Dar și pe urmă, sigur, când stăpânești toate lucrurile astea de bază, atunci poți să te joci cu ele și poți să încerci diverse tehnici. Fiecare, probabil, ce îi se potrivește. Unii le place pictura în ulei, altii acrilic, acuarelă, în tuș. Sunt foarte, foarte multe. E o libertate fantastică, aproape nelimitată. Pot să facă tot ce își doresc după ce au baza solidă. Iubitorii artei dumneavoastră, știți? În ce categorie putem să încadrăm? Iubitori de ce? De acrilic? Iubitori de ulei? Da, eu mi-e place foarte mult acvarela. Cum vedeți, la urmă, clujenii, iubitori de artă? Acvarela, îmi place foarte, foarte mult. De aceea se și vede în lucrările mele transparența, par a fi acvarele și totuși nu sunt acvarele. Culorile fuzionează frumos. Asta mă reprezintă pe mine, sufletul meu. Eu care sunt un semn de apă, îmi place apa foarte mult, sunt absolut dependentă de apă și se și vede în lucrările mele treaba asta. Mulțumim foarte mult. Mai avem mai puțin de 4 minute. Doamna Anoghi, o concluzie pentru expoziția de luni și dimensiunea, dacă e și ea importantă într-un fel sau apropo altul. Apropo de semn de apă, eu m-am născut cu o zi după, ca și dată. Da. Deci ea este din 6, eu sunt din 7. Ar trebui să fiu și eu cu apa, dar eu sunt cu uleiul. Iar dimensiunea nu contează pentru a da valoare unei lucrări. Nu în funcție de dimensiune este valoarea unei lucrări, precum nici nu se poate norma munca pe care o faci într-o lucrare. Pentru că în spatele muncii pe o lucrare stau ani și ani de mici eșecuri, de mici victorii și alea sunt acolo, în spatele lucrării, fiecarei lucrări. Iar despre expoziția mea de luni, vernisajul expoziției, care va fi luni, nădăjduiesc să am musafiri cărora să le mărturisesc cât de importantă este pictura pentru mine, este pasiunea, mai mult decât meseria pe care am avut-o, o pasiune care nu mă va scoate la pensie niciodată, așa cum a făcut-o meseria. Dacă mai avem timp, colegii să-mi spună în cască, vreau să vă întreb, artiștii, dincolo că vă urez succes cu această expoziție, vă mulțumesc pentru participare, în un minut nu mai avem timp, vreau să vă întreb de artiștii internațional care v-au făcut cu ochiul de-a lungul timpului, așa pe scurt, Picasso, mi-a spus doamna Deleanu, dumneavoastră, doamna Noghi. Și arta egipteană, Juan Miró, Yves Tanguy, care e cunoscut mai puțin, dar mie îmi place. Mie îmi plac foarte mult pictorii ruși, pictorii ucrainieni, fără nicio legătură cu ce se întâmplă acum. Da, ciudat, măcar în artă. Și moldovenii noștri, m-am întâlnit cu mulți în tabere și am o deosebită stimă pentru felul în care se manifestă. Probabil eu fiind mai clasică și ei mai clasici. Vă inspirați reciproc. Da. Mulțumim celor două artiste plastice prezente în studio, Alida Noghi și doamna Marta Deleanu, membre ale AAP Cluj. Prin telefon a fost și doamna Dorina Pop, președinta AAP Cluj. Vă mulțumim pentru că ne-ați urmărit, doamnelor și domnilor, să susținem acești artiști și să le cumpărați aceste frumoase opere, să îi căutați pe internet, că aveți ce să vedeți și lasă ceva în urmă, ceva frumos, care ne poate face și pe noi mai frumoși. Ne revedem mâine la știri, la 18. Mulțumesc foarte mult pentru prezență. Numai bine!